să vedem dacă sunt întrebări mai întâi legate de grupuri și de aceste întrebări, da? Să vedem. Cineva are întrebări legate de întrebările de test, de grupuri? Da, Simona Pretunean sunt. Semnalez aceeași problemă de scriere de ecuații la răspuns. E posibil doar la testul simplu de a alege un răspuns din mai multe. Nu se poate integra în text, nu se poate face matching, deci la niciuna răspunsul nu permite scriere de ecuații. Doar varianta cea mai simplă să aleagă din 10, ceea ce nu, pentru fizică, de exemplu, limitează. Le dați, ei trebuie să au, nu știu, de exemplu, colegii de la matematică, cum au făcut. Au primit răspuns numeric. Problema. Da, au răspuns atunci numeric. Ei trebuie să-l rezolve separat și după aceea trebuie să introducă acea cifră, rezultat. Înseamnă doar seminar, de exemplu. Înseamnă și verificarea unor cunoștințe teoretice, ceea ce înseamnă să aibă niște formule puțin greșite și să aleagă pe cea corectă. Adică... Da, deci după aceea, asta vreau să termin. Și după aceea li s-a cerut să facă poză cu lucrarea, deci cu partea cu ce au scris ei, cum au rezolvat sau au obținut acel rezultat și să o încarce. Deci au încărcat și rezolvarea ca și poză. La 200 de studenți nu merge. Deci era simplă să poți scrie mai multe variante de ecuație ca să poți face testul verificabil de calculator, nu să vezi 200 de poze pentru fiecare întrebare. Ulterior. Teoretic, n-am făcut-o fiindcă v-am zis, e greu și eventual o să încerc să iau legătura cu colegul Lăzureanu să vedem, pentru că am văzut cum se face la ALAC. Teoretic, acolo e un singur răspuns, acea variantă funcționează. Acolo e un singur răspuns, acolo poți folosi, clar, nu, dar e doar acea variantă. Nu e la matching, nu e la în text, potrivire în text, de exemplu, decât dacă pui pic, nici nu știu dacă acceptă picture, n-am verificat încă. Deci dacă la răspunsurile potrivire în text, s-ar putea în loc de răspuns text să fie un picture, dar nu cred că merge. O să vă dau, știu, două universități, deci să vă uitați un pic, iau niște tutoriale foarte bune pe partea aceasta de matematică, fiindcă dau testele, examene online, au discipline doar complet online de matematică, să vedeți cum au găsit ei soluții sau ce au făcut. Da, soluții trebuie că există. Da, sunt, dar nu le știu. Deci vă zic sincer, nu le știu, fiindcă până acum, cu excepția ALAC și colegii de la matematică care au folosit prin integrare prin LaTeX, nu s-au dat examene cu formule matematice complicate și cu rezultate la care să vezi și formula, știți? Deci nu trebuie complicate, deci nu acceptă nici fracție, nici la minus 1, deci numai așa. Și ați încercat să o luați din LaTeX și să valideze așa? Dar nu o ia dacă acel câmp nu are varianta ecuație superior în ANTET. Mă depășește, deci chiar nu știu să vă spun acest lucru, mă depășește. Okay. Deci nu știu și, deci, vă rog, eventual v-am spus, luați legătura cu domnul Lăzureanu sau cu domnul Căruntu sau cu domnul Popescu. Ce se poate face, repet, e varianta simplă să alegi din 7 una din ele. Bun, atunci înseamnă că nu se poate. Deci, ori găsiți o altă soluție, ori dați examenul cu ei când ne vedem la școală. Deci, pot să vă dau, v-am spus, tutoriale și să vă indic sursa de bază de la Moodle de ecuații, care este o documentație de peste 50 de pagini de cum se fac testele cu ecuații de la Moodle. M-am uitat azi dimineață din nou peste ea și să vedeți dacă de acolo puteți să găsiți soluție. Eu, din păcate, îmi cer scuze, dar chiar nu vă pot ajuta aici, fiindcă îmi depășește nivelul meu de cunoaștere și de înțelegere, mai ales cum ar trebui să arate cele ecuații ca să le puteți, să le pot face și să vă ajute pe dumneavoastră. O să încerc să intru pe platforma Moodle, poate găsesc. Da. O să vă punem aceste tutoriale și aceste link-uri, fiindcă știu de ele unde sunt, fiindcă ai văzut prezentări pe baza aceasta. Știu că merg și alte module de ecuații care se pot adăuga. LaTeX este cel mai prietenos pentru Moodle, dar se pot adăuga și din altele, dacă doriți. Deci, dar dacă sunt alți colegi care vă pot ajuta, vă rog frumos să luați legătura mai întâi cu ei. V-am indicat domnul Lăzureanu, domnul Căruntu și domnul Popescu. Ei au folosit de câțiva ani de zile partea de ecuații. Nu pot să vă spun în ce mod și cum, pentru că nu am intrat în aceste
amănunte cu dânsii, dar știu că au săpat mult pe această parte și poate reușiți împreună să găsiți o soluție. Îmi pare rău, dar chiar nu vă pot ajuta acum. Pot să spun și eu ceva? Da, vă rog chiar. Deci am văzut pe unele site-uri pe unde mai rezolv eu probleme așa de mate, fizică și nu știu ce, acolo unde rezultatul este sub forma unei formule, se dă macheta formulei în care se trec litere A, B, C, D, iar rezultatul se cere sub forma cât e suma dintre A plus B minus C ori D. Deci el, dacă a găsit rezultatul sub forma unei formule complicate, ia acele cifre și din ele face un rezultat pe care îl postează acolo. Da, deci eu, teoretic, așa se folosesc acolo. Sigur, sigur, da. E o variantă. Teoretic, v-am zis și eu, știu că se poate, că poți să introduci inclusiv formulă la partea de rezultate, dar nu știu să vă zic eu acum exact cum să faceți acest lucru, din păcate. Deci asta este da. Site-ul pe care eu da. Mai, da. Pot mai să îmi exersez. Okay. Poți să pui la acolo, la zona de blog, Dorina, dacă ai găsit unde este site-ul, este un blog cu idei și cu soluții în cursul de okay. tutoriale profesor. O să arăt unul din exemplele da, pe care exact. Eu le-am întâlnit. Bine. Da. Okay. Că să putem să-i ajutăm pe colegii care folosesc acest lucru acum. Da? Sunt întrebări de grupă. Dacă am două grupări formate și dorim să facem un grup nou, concatenarea lor, deci altfel decât manual nu se poate, deci trebuie să faceți o grupare, deci din grup faceți grupare și da, să definiți care grupurile vreți în acea grupare mai mare, deci să faceți o grupă mai mare din semigrupe, cum ar veni în acest caz. Doctoranți care trebuie să roleze la master, de, putem să-i înrolăm, trimiteți-ne datele și să poată să susțină examen, deci trimiteți-ne, vă rog, domnul Francis Peter, informațiile și îi înrolăm la acele cursuri. Sau pot să facă singur, dacă ei au conturi pe campusul virtual, atunci puteți prin auto-enrol. Deci există și un tutorial, am și arătat, e foarte simplu. Ei vă trimit o solicitare dumneavoastră, dumneavoastră nu mai aprobați că sunt, pot să fie parte din curs. Asta în condițiile în care știți că aceia sunt studenți care trebuie să vă intre în curs, că deja au mai participat la acel curs la dumneavoastră. Exact așa cum a spus Dorina, că s-au înrolat manual. E mult mai simplu să înrolați dumneavoastră, fiindcă știți cum este. Și ați înrolat în grupuri din opțiunea de participanți. Da, corect. Unde vedeați dacă sunt sau nu grup. Da, corect. Dacă mai sunt, scrierea în latex se validă doar de tot doamna pretorian. Da, deci domnul Topor a dat o soluție cu ecuațiile, tot așa. Da, și aici colegul meu Vlad Mihăescu, m-auzit? Colegul meu, Vlad Mihăescu, a făcut această precizare. Există de vineri, începând, câte un responsabil de campus virtual pentru fiecare facultate, care a fost desemnat de fiecare facultate, așa cum este un responsabil și pentru orar sau pentru partea de Zoom orar. Acele persoane au dreptul doar să vadă de bază cursul, nu se pot vedea activitățile, nu se vede absolut nimic altceva. Deci ei văd doar lista de cursuri. Da? Dacă dumneavoastră îi vedeți că ei văd acele cursuri, este efectiv că e activ în acel curs, numai fiindcă el l-a văzut. Ei creează cursuri și sunt ceea ce noi numim course creator. Am creat un nou nivel. Nu poate să vadă, nu vede datele statistice, nu vede nimic altceva mai mult, nu vede datele de e-mail sau de așa ceva din ele. Da? Și în momentul în care nu va mai fi nevoie de acest lucru, acea persoană a fost desemnată de către decanat ca să vă ajute pe dumneavoastră și pe noi automat, fiindcă nu putem să mai răspundem, să o ducem tot în acel stil, probabil până cel târziu, cel mai devreme 3 mai. Deci viziunea pe care noi în acest moment o avem, că cel mai devreme în 3 mai ne reluăm activitatea, dacă nu chiar în iunie. Sau mai devreme, dar înainte de 3 mai nu mai credem că ne vom mai întoarce în școală.
Și nu putem să continuăm în acest ritm în care noi să gestionăm pentru fiecare facultate probleme punctuale care pot să fie gestionate de oameni pe care noi deja i-am și instruit un pic cum să facă anumite lucruri și mai ales cu această problemă cu studenții din semestrul întâi. Noi am rolat, acum s-au creat cursurile și îi veți avea, sperăm, spre sfârșitul acestei săptămâni pentru studenții din anul întâi. Sunt facultăți care deja au, sunt facultăți care nu au complet acest lucru. Da, colegul meu Vlad Mihaescu a spus aici să nu mai trimiteți mail-uri pe adresa de no reply. No reply înseamnă că nu răspunde nimeni la ea, da? Deci adresa este support@cv.pt.ro și am mai creat încă o adresă de contact pe care o să o facem disponibilă de astăzi, da? Dacă mai sunt alte întrebări? Doamna Saftencu mă întreabă cum recunoaștem părți de materie note de activitate promovate din anii anteriori în cadrul studenților cu recontractări. Păi mă gândesc că aveți notele lor trecute undeva într-un fișier la dumneavoastră și astfel. Și puteți să-i treceți nota direct acolo la, în modulul de note la acea activitate. Deci găsiți nota în fișierele dumneavoastră mai vechi sau unde aveți copiile după procesele verbale sau nu știu cum a ținut notele și treceți efectiv nota. Că orice notă se poate suprascrie. Și la studenți, de exemplu, nu știu, la un student i-ați dat 10, dar el a mai făcut alte activități, v-a mai ajutat la curs cu ceva, și, adică i-ați dat 8 și vreți să-i dați 10, fiindcă v-a mai ajutat cu ceva la curs. Puteți să suprascrieți orice notă, chiar dacă e o notă care vine automat dintr-o depunere de lucrare sau dintr-un test grilă sau dintr-un examen în online. Notele de pe parcurs există în procesele verbale de la secretariat care se pot cere electronic de la secretariate și apar notele pe parcurs în procesele alea verbale. Da, deci noi nu avem acele note. Deci numai dacă nu le-ați salvat dumneavoastră, trebuie să le cereți de la secretariate, bineînțeles. Dacă mai sunt alte întrebări, dacă nu, vă mulțumesc mult de tot. Ne vom vedea doar joi. Mâine nu ne vedem. Joi am să vreau să vă arăt cum să vă faceți niște intrări în calendar și încă câteva lucruri și dacă vor mai apărea probleme până atunci cu toate dintre ele. Da? Eu mai aveam o întrebare, Diana. Te rog, Diana. Că am făcut și domnul Gontean vă care mâna sus. Da. Deci eu le-am dat un test la laborator, cum ar veni, în fine, un test. Și le-am dat un termen limită pe care l-am introdus în calendar. Și mulți au văzut testul ăsta, chiar m-au sunat, doamna profesoară, ce facem, așa. Și le-am spus, zic, aveți până atunci. Într-adevăr, a trecut termenul și eu am continuat să primesc câteva fișiere, rezultate. Mai bune, mai proaste. Și nu-mi dau seama, a fost din cauza încurcăturii ăștia cu delay-ul? Deci eu vedeam clar că el a încărcat duminică. Da, deci, da. Poate da, să fie cu delay-ul ăsta? Da, fișierele care să vă vină, notificările pe e-mail pot să vină cu întârziere. Data înregistrării din campusul virtual a predării, aceea e data validă. Nu în momentul în care ați primit dumneavoastră notificarea prin e-mail, deci, că teoretic, tema a fost încărcată. Teoretic, ei n-ar mai fi putut încărca dacă eu am făcut bine, poate că n-am făcut bine. Deci, ei, ca să nu mai poată deloc să încarce o activitate, așa? Este acolo cut-off date. Deci data în care se taie complet accesul, pe care eu v-am recomandat să nu o puneți, poate, pentru că dacă o puneți, s-ar putea să mai vină studenți mai târziat sau așa ceva, la care vreți să le mai dați o șansă să poată să-și submită totuși activitatea sau să facă recuperare de acea activitate. Și atunci trebuie să mergeți să o modificați acea dată. Da, deci, normal ei văd când este și ție, dacă tu ai dat, de exemplu, că tema trebuia predată până în 30, și eu o predă în 31, îți apare acolo la temă sau la test, la orice, apare data. Și zice că overdue cu nu știu câte zile, cu o zi, cu două, cu trei ore, cu ceva de genul ăsta, în funcție de ora care a fost dată. Dar el a mai putut să o pună, fiindcă nu a fost activată opțiunea cut-off date, da? Deci data de care taie complet, accesul ăsta, devine complet inaccesibil, da?
Deci sunt două posibilități. Dacă cut-off date nu este activat, înseamnă că îi poți să mai predea cu întârziere, tu vezi acea întârziere, le scazi din notă, să zicem, sau ceva de genul acesta, dar dacă activezi cut-off date, atunci ei chiar nu mai pot să predea nimic după acea dată. Aurel, te rog frumos. Mulțumesc. Okay. Cu plăcere. Aurel Contean. Nu reușeam să-mi deblochez microfonul. Bună ziua tuturor! Bună ziua, Andrei! Cum mă simt? E timorat să vorbesc între atâția oameni deștepți. Am ridicat lumea, am ridicat mâna la 11:05. Oh, cer scuze, n-am văzut. Nu-i problemă, nu-i problemă. Dar eu încerc să fiu soldat disciplinat și tot nu vorbesc fără să ridic mâna. Aurel, dar n-ai stat tot timpul cu mâna ridicată, nu? Nu, nu, mâna mea a stat acolo, e albastră, mâna mea normală este așa. Da, am așteptat. Glumă, hey, glumă. Câteva scuze, lucruri. Da. Unu, mi-am cumpărat un Zoom la indicația conducerii. Nu costă 14,99, costă cam 100 de lei, cam atâta mi-a venit în final. Și ca atare am eliberat unul dintre canalele de Zoom care îl... Da, această indicație a conducerii, nu mă pic, Aurel, dacă îmi dați voie, deci în toate sesiunile eu am spus și deja de săptămâna trecută e valabilă. Dacă vă, cum să zic, vă înrolați cu adresă de upt.ro în Zoom, primiți automat limită de timp nelimitat. Numai acea limitare de număr de participanți rămâne de 100. Fiindcă noi am înregistrat universitatea ca și clientă a ofertei Zoom de timp nelimitat în întâlnirile online dedicate educației, dar numai dacă înregistrarea este, contul este creat cu adresă de upt.ro. Noi acest lucru l-am spus, am zis că dacă, nu știu cum a venit asta cu pro, că mi-au mai zis mai mulți că li s-a zis că să-și facă conturi de pro. Da, pot să vă, puteți să vă faceți, dar numai dacă aveați numere mai mari de student. Dacă nu, pentru limitarea de timp era suficient contul cu upt.ro. Și funcționează. Noi am creat ieri un cont nou, am putut eu să văd dacă mai merge, fiindcă politicile astea se schimbă, nu sunt tot timpul la fel. Scuze, Maurel, am vrut să fac această precizare. Cer scuze. Nu-i problemă, eu sunt în foc încrucișat, în sensul că teoretic am 150-160 de studenți, da. Și eu nu pot să fac, să mă limitez la 100, chiar dacă ei nu... Atunci, da, atunci era nevoie de contul de pro. Dar l-am făcut pe numele Universității Politehnica. În naivitatea mea sper să mi-l deconteze. S-ar putea. Dar mai ales dacă îl folosești și cu alți colegi în același timp, că mă gândesc asta că n-ai nevoie de el tot timpul. Asta a fost un sarcasm, n-a fost o... Bun. A doua, am avut evaluare distribuită și poate părea de interes cum s-a desfășurat. Prima tură a fost un fiasco în sensul că eu nu m-am priceput și le-am, din greșeală, din necunoștință, nu le-am lăsat posibilitatea să umble între întrebări. Și ca atare mi-au scris, am avut vreo 200 de mesaje în timpul evaluării, mi s-a blocat căsuța poștală, toți brusc mi-au zis că din cauza că nu puteau să umble între navigări, n-au știut să răspundă. Ca atare, timp de o săptămână am refăcut testul, l-am făcut pe litere, pe variante, cu mai multe întrebări. Mi-a luat un timp deosebit și l-am dat și a decurs fără probleme cu supraveghere video. Mulțumesc cel pentru idee. A fost extraordinar de bine. În sensul că fiecare a fost obligat să aibă telefonul în față prin care să-l văd în timpul examenului. Din păcate, Dorel a trecut cu buldozerul la noi prin Săcălazi și a smuls fibra optică și am fost numai pe semnal GSM. Mi s-a întrerupt înregistrarea la mijloc, dar am reluat-o. Sunt destul de mulțumit de modul în care s-a desfășurat această reluare de ED2, adică au trecut vreo 85-90% cu note distribuite foarte aproape de Gauss. Dar cel mai interesant a fost că atunci când am avut supraveghere video, n-au mai avut toți o inspirație divină cum mi s-a întâmplat atunci când n-au avut. Am avut cam 100 de întrebări, 100 de răspunsuri foarte apropiate unul de altul și m-am gândit că Îngerul Gabriel le-a șoptit la tot același lucru, parțial corect, parțial fals. Cam asta mă duc să vă spun. Da. De aceea am și... Da. Aș fi foarte fericit, pe lângă probleme tehnice, să dezbatem și niște chestiuni legate de fondul problemei, în sensul că
eu mă chinui foarte mult în perioada asta. Le dau teme la fiecare curs pe care trebuie să le corectez. Nu e ușor lucru, pentru că jumătate de timp predau și jumătate de timp zic eu că ei își fac teme. Dezinteresul este foarte mare la anul 2. Acolo eu am 150 de, 160 de studenți și primesc între 20 și 23 de teme săptămânal. Deci acolo toată lumea crede că suntem într-o vacanță și într-o stare boemă perpetuă. La anul 3 e mult mai bine. Acolo am cam 60-70 de oameni la curs și cam tot atâtea teme. Deci e aproape bine. Asta da, nu știu. Da, chiar ieri am avut aseară târziu cu colegii de la alte universități din străinătate. Una dintre discuții a fost chiar aceasta. Să știți că nu numai noi ne plângem că sunt foarte mari discrepanțe. Sunt studenți care au devenit foarte activi în acest mod de... Noi nu numim online learning, că de fapt pentru online learning e altă metodologie de urmat. Și un fel de remote learning. Deci am mutat activitățile din in campus în online, așa pentru o perioadă limitată de timp. Și una dintre modalitățile care a fost sugerată și, de exemplu, au încercat-o colegii din Franța, de la IUT, au spus că ei le-au dat, cum să zic, un fel de mici recompense. Deci nu numai notă, ci și un fel de recompensă. Cei care, acum îți dau o idee, nu știu dacă mi-a venit aseară și am zis că poate încercăm și noi să vedem. Cei care sunt mai activi și își predau toate activitățile, fie nu vor mai primi anumite activități sau anumite lucruri în examen, fie, de exemplu, ei mi-au dat exemplu unui cadru didactic care le-a creat așa acces la niște biblioteci online mai mari. Deci au primit acces să poată să uite la video, la poze. Toate da. Temele făcute corect înseamnă un punct. Ori asta eu zic că e un ajutor extraordinar. Exact. Deci e singura modalitate. Pentru cei pe care nu-i interesează, e foarte greu. Eu pot să zic, de exemplu, că sunt foarte surprinsă de un lucru. Eu lucrez foarte bine cu studenții de la master, în condiții normale. Deci studenții care sunt la master la noi, la tehnologii multimedia, de obicei au venit că chiar vor să învețe. Deci aproape, cum să zic, studenții care am acum în semestrul al doilea sunt acești studenți care am mai mult la un alt curs în semestrul întâi. În semestrul întâi mi-au făcut site-uri, am făcut 8 site-uri pentru ONG-uri și tot destul de bine, deci mă rog, un pic de chintie. E, acum trebuiau să continui să facă niște activități de web 2.0. Cu excepția 3 grupe din 8, restul is missing in action aproape. Nu-mi răspund nici la mesaje, nu știu nimic de ei. La un moment dat chiar m-am îngrijorat. I-am întrebat pe colegii lor, voi știți ceva de ei? Nu știe nimeni nimic de ei. Și cum este că chiar 2 dintre studenții care mi erau cei mai buni, nu is missing complet in action. Deci nu mai știu nimic de ei. Deci e foarte greu să răspund din ce cauză și cum. Că nu prea cred că i-ați chiar studenți buni, nu știu. Ori sunt overloaded la muncă, deci au foarte mult de lucru de la servicii. Muncitul ăsta de la distanță îi consumă mai mult decât, să zicem, muncitul față în față pe unii dintre ei. Ori nu am explicație. Dar eu am pățit. Aia din anul 4 se mișcă foarte bine și îmi și vin. Și ieri am avut curs și tot ce au fost online și tot. În schimb, la master e un dezastru față de primul semestru. Cu aceia studenți. Deci nu sunt alți studenți, ca să zic așa. Nu știu. N-am soluție și eu, ți-am zis și ieri, am discutat cu colegii din alte universități, nu, să vedem. O să încercăm să găsim niște soluții și să vedem ce se întâmplă cu ei, fiindcă, într-adevăr, sunt studenți care n-au făcut nimic în perioada asta și nu știu. Da, și eu am aceeași situație. Eu i-am selectat care nu au activitate zero. Din păcate, sunt vreo 3-4 străini printre ei. E vorba de anul întâi. Când am făcut face-to-face, ei au venit la școală. Nu prea știu românește, asta este problema. Eu i-am selectat și le-am trimis mail-uri individuale care nu mi s-au întors, adică că adresa n-ar fi bună. Deci adresa există, în mod normal ar trebui să existe și ei. Am încărcat și la chat. Atenție, voi n-ați făcut nimic și am pus tot tabelul acolo ca să vadă lumea. Dar cred că ajutorul ne-ar putea veni de la secretariate. Nu știu, secretariatele mai funcționează sau tot online?
Online, nu mai online. Deci da. Ei n-au acces la... Din câte am înțeles, se merge o zi pe săptămână doar acolo. Da. Eu am, de exemplu, un caz acum, vine, nu vreau să rețin. Bun, hai că mai sunt doi care au, dacă da. Nu e urgent. Domnul Silea și după aceea din nou doamna Petorian. Domnul bună Silea, ziua tuturor, mulțumesc. Ce scuze, mulțumesc că v-am ținut, scuze că v-am ținut. Nu e nicio problemă. E un efort deosebit pentru dumneavoastră, mă rog, și pentru noi. Eu vroiam da, să spun legat pentru de dumneavoastră, care îl dau, care îl dau tot distribuit, apropo de cum făcea Aurel Gontean. Eu le-am făcut un quiz test SEO ca să-mi dea. Am făcut un PowerPoint slideshow în care întrebările apar la 3 minute. Le-am spus să fie cu camera și microfonul pornit. Uh-huh. Și, bineînțeles, am un cont și eu de Zoom pe care ei văd întrebările și răspund în campusul virtual. Da. Aceasta este o modalitate, într-adevăr, foarte bună în care să le arătați întrebările doar, mai ales dacă sunt imagini, dacă sunt probleme, dacă sunt machete sau așa ceva, că pot să fie mai greu de integrat altfel, în care să faceți. Oricum, noi acest lucru vi l-am sugerat și l-am și scris acolo modalitatea de examen. La examenele și dacă dați grilă cu ei sau așa ceva, faceți-o în același timp cu videoconferință, ca să limitați posibilitatea de răspundere în grup, să zicem, pe aceleași întrebări. Chit exact, că ele vin atunci... aleatorii, tot, dar, na, studenții, dacă vor, inovează cum să facă. Deci... Le spun să se conecteze în campusul virtual și acolo sunt și asta rezolvă și problema pe care unii o au pasionați legate de statistici. Pot să vadă da. După aia cât s-au logat, cât nu s-au legat. Exact, plus că eu, prin supraveghere video, pot să le... Mă rog, le-am setat să nu-și trimită semnale unul la altul, să nu-și facă share screen, le da, cer să da. Mai îmi arate telefonul din când în când să văd cum îi. Da, da, da. Da. Puteți să scrieți, dacă vă rog frumos, există acolo un blog, o zonă în cursul de tutoriale, profesor, care se numește idei și exemple de bună practică. Puteți să scrieți această idee, că le-ați arătat întrebările efectiv într-un PowerPoint în timpul ședinței de videoconferință, iar ei au răspuns într-un test, într-un quiz, într-un test online. Quiz, da. Virtual, da. Că e o idee dar... foarte bună, uitați, la asta nici eu nu m-am gândit, că de fapt nu trebuie să le pui și întrebările în campusul virtual, că poți să le arăți numai, dacă scheme mai ales, sau chestii acestea care sunt greu de făcut sub formă de text. Știți, când eram studenți cu Petrovici, cei care sunt mai de generația mea, ne împărțea pe matrice A1-1, A1-2, A2-1, da, da. Și aveam timp de răspuns la o întrebare, un minut. După care trecea la următoarea întrebare și dădeam tot. Ne făceam matricial numai ca să nu ne inspirăm din stânga în dreapta. În rest, da. Și asta m-am gândit cum să o implementez, văzând că n-am găsit o modalitate în care întrebările să apară după un anumit timp. Da, nu există această modalitate, da. Fiindcă da, ea e considerată prohibitivă. Modelele occidentale de a da teste quiz, studenții pot să navigheze între întrebări. Așa e. Da, nu știu, deci... problema să se da. Inspire de la unul la altul. Da, exact. Și din cauza asta nu au atâtea. Deci e foarte bună ideea și vă rog mult de tot să o scrieți acolo, că chiar îmi place mult de tot ideea. Nu știu câtă lume a prins-o altfel. Vă mulțumesc și felicitări. Ca și la Aurel pentru cum a lucrat. Deci, bravo. Doar să lucreze cu conferința și cu campusul da. Virtual. Și atunci au și prezență, au tot ce vor. Da, da, da. Te-am zis, asta două în paralel, dacă le faci, tu simulezi aproape ceea ce îi face în clasă și dacă îl faci bine, eu zic că sunt chiar mai puține șansele de a se copia decât într-o sală mare de curs cu mai mulți acolo. Așa este, am făcut o probă cu ei și mi-au spus că sunt foarte stresați, au fost, că n-aveau timp, da. Am vrut să... Da, da, așa e, așa e. Da. Doamna Pretorian. Am simulat și eu testul de seminar, se pare că funcționează destul de bine, cu variante de alegere, răspuns, statistic vorbind, n-am avut încă testul, am avut doar simularea de test, statistic vorbind, lucrurile stau cam la fel ca în sală. Adică notele vorbesc, comparativ cu anii anteriori, nu cu acest an, când aveam test înainte. Deci funcționează chiar dacă nu au camera pe ei, pentru că a fost un test de tip quiz pe campus, puteau să navigheze între, aveau, mă rog, cât sunt?
Câți studenți sunt? 160. Simularea am făcut... Nu. Câți sunt la un moment dat? 40. Asta e marea problemă. Da, deci am făcut banca de întrebări. Da. V-au zis și pe dumneavoastră, banca de întrebări e uriașă, ca pe aceeași tematică, să zic, să aibă fiecare, dar cu totul alte valori sau alte cerințe, fiind fizică, mă rog, sunt câteva variante pe fiecare, dar banca de întrebări, numai pentru acest test, a ajuns la 100 de întrebări ca să poți să-i acopăr pe toți. Chiar dacă unele, hai să spunem că sunt cumva duplicate și schimbat puține lucruri între ele, dar doar pentru un test de seminar am ajuns la 100 de întrebări. Există testul 2 de seminar și există apoi, nu știu cum vom da examenul sau un parțial sau nici nu vreau să mă mai gândesc. Plus că povestea secretariatelor, nu știu cum o să ne furnizeze cei de anul 4 ne promovați, de exemplu. Eu am solicitat celor două secretariate, n-am primit niciun răspuns încă, nu sunt înrolați decât cei care au fost la prezentările 1-2. Eu nu știu dacă sunt doar aceia. Da, din păcate, inclusiv noi, pot să vă zic că am cerut informații de la secretariate și nici noi nu le-am primit. Deci, da, păi dacă nu sunt în clădire, n-au de unde să le... Adică, eu știu, le-au... Bă, ar trebui să le aibă cumva și pe... Nu cred. Accesul la GISC este restricționat prin adresă de IP. Da. Deci, normal, numai dacă merg la acele calculatoare. Da. Păi, probabil că ne vor răspunde. Dacă merg la un moment dat, până acolo, da, ne vor răspunde careva. Mulțumesc! Bun. Dacă mai sunt alte probleme legate de aceasta? Eu am o soluție. Sunt mai puțin experimentată, dar eu am făcut așa. De fapt, și până acum. La probleme, de exemplu, la noi temperatura e o mărime de bază. Dau o temperatură de bază, T, și după aia spun, primul are T plus 1, 1 fiind numărul curent din listă. Al doilea, din lista lor, care sunt 84. Da, da. Al doilea are T plus 2 și așa mai departe. Deci au date inițiale diferite, deci rezultate diferite. Eu fac în Excel și pot să-i corectez individual, nu automat. Iar la teorie evit enunțați și alegeți și așa, spun, comentați, interpretați cu cuvintele dumneavoastră, nu știu ce. Și cam așa rezolv. Da. Le dau o schemă și până acum a mers și la face-to-face și cred că merge și acum. Deci cu cât ne complicăm mai puțin, cu atât... Dar la 160 de studenți n-ai cum să faci asta. Păi eu am 84, deci na, după jumătate, da. Păi stau noaptea, na, mă cur la 3-4. Dumneavoastră stați noaptea pentru 80, dacă mulțiți cu 2, da. nu mai e nici noapte suficient. Plus că îți vin toate mail-urile, ce să zic. Da. Haideți să vedem dacă mai sunt alte probleme și idei de partea aceasta, mai ales aceasta cu ecuații, cu grupe, cu etc. Dacă nu, o să încercăm să încheiem. Eu aș mai avea o... Vă rog, domnul Grescu. Mulțumesc pentru lecția de grupuri. Eu am fost cel care l-a sesizat cu această chestiune. Pentru cursul de EIA, mecanică, am observat că lipsește o cohortă, CFM, dacă se poate să ne ajutați pentru implementare. Scrieți-mi pe mail ce cohortă, de unde. Noi am luat de undeva, deci trebuie să fie. Acum, în acest moment, nu mai sunt studenți care să nu existe în campusul virtual. Deci și cei care și-au făcut înrolare și reînrolare, unii dintre ei au solicitat de 3 ori să fie înrolați în campusul virtual pe baza formularului, dar numai dacă nu aveți o cohortă întreagă, aia spuneți-ne exact care e student, de ce tip, ca să identificăm cât mai ușor și trimiteți-mi mie e-mail. Sigur, vă trimit un e-mail. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Eu mai am un caz special, deci de 2 ani s-a modificat, nu mai există termotehnică pe 2 semestre la energetică, din 9 ore avem 5 ore, materia aceeași, în fine. Și înainte era TH1 și TH2, deci două examene în 2 ani diferiți.
acum, după 5 ani, deci din 2013, 7 ani, mi-a scris un student că el s-a reînrolat și vrea să dea examenul. Le-am pus să-mi trimită pe mail scanat ce a recontractat și figurează într-adevăr un TH2, dar la mine nu mai există TH2. Deci eu cu el o să dau ceva pe Skype, pe cumva, să-l termin. Deci n-am unde să-l încadrez, că materia nu mai e aceeași. Deci sunt situații cu totul și cu totul speciale și dacă am putea să ne consultăm cu secretariatele, ar fi bine. Ia legătura cu decanul, cu domnul profesor Munteanu, cu Puiu Munteanu de la ET. De ce n-ai luat legătura cu dânsul? Dânsul e chiar foarte activ acum. Da, este activ, dar nici dânsul nu are acces la hârsoage. Nu? L-am întrebat pe voi. Știu că se duce mai des acolo și poate reușește să găsească ceva. Eu știu. Da. Deci altă soluție n-am la asta, din păcate. Da, asta cu secretariatele v-am zis. Și noi, deci inclusiv cu studenții, că am avut vreo 50 de studenți, nici acum nu știm decât de 10 dintre ei dacă sunt studenți sau nu, deci mai avem că vreo 40 la care nimeni nu ne-a răspuns dacă sunt studenți. Noi nu i-am găsit în listele de pe GISC oficiale salvate, niciunde. Ei solicită să intre în campusul virtual. Dacă nu știm că sunt studenți, dacă cineva din secretariat nu ne spune da, acesta cu aceasta inclusiv nota pe parcurs. Dacă are notă pe parcurs, dacă n-are, e o diferență totală. Bine, mulțumesc foarte mult. Bine. Toate cele bune la toată lumea și ne mâine ieșim, mâine ieșim la plimbare. Nu, eu mai am mâine trei webinarii online de ținut în engleză. De la 11 la plimbare, da. Succes! Diana, toate cele bune. Da. Te rog, Dani. Am primit în două mesaje de la Zoom. Cine? Ceva cu virtual waiting, nu știu ce. Voi ați primit așa ceva? Eu am primit un mesaj, ți-ai cumpărat Zoom-ul privat, nu? Nu. A, nu. Deci eu după ce am cumpărat, m-au invitat la niște ședințe din astea de tutorial. Dar le deci odată ce v-am încadrat cu adresele de e-mail, eventual, dacă ele au fost validate ca și parte din grupul de Zoom al UPT-ului și puteți să folosiți modulul de Zoom automat din campusul virtual, puteți să primiți și informații de gen marketing, deci în care vă invită la tot felul de webinarii sau de sesiuni de training pe care ei le mai organizează în acest timp. Ok, că mie mi-a intrat în Clutter, dar a venit de pe suport Zoom US. Da, deci sunt materialele lor care le trimit în această perioadă pentru webinarii, că ei țin foarte multe webinarii, inclusiv eu am fost la vreo două acum o săptămână, că sunt foarte interesante, fiindcă îți arată cum, că pe mine m-a interesat, de exemplu, ne vom face și o conferință EDEM, să vă trimit informații la toți pe mâine, probabil, care o organizam în Timișoara în iunie, o mutăm acum în digital și o vom face prin Zoom și mă interesau niște funcționalități mai avansate pe Zoom și din cauza asta și eu m-am înscris la unele dintre webinarile acelea. Deci depinde, na, astea sunt de training, știi, pe care le oferă ei. Bine, mulțumesc! Cu multă plăcere! Vă mulțumesc tuturor! Și noi! Doamna Diana, o zi... Da, vă rog! Nu știu cine e unde. Da, eu sunt Simona Popa. Deci o să vorbesc cu un domn profesor, cu Ioan Grecu, sau cumva cum să fac întâlnirea pe programată cu examenul pe Gmail, dar întrebarea mea a fost, ne-ați învățat astăzi să creăm grupuri. Pot să dau subiecte, să creez grupuri așa de câte 2, 3, 4, eu am puțin studenți la grupa aceasta de 20 să le dau subiecte pe campusul virtual, pe grup. Da, puteți deci... să le dați choice, orice activitate, absolut orice activitate se poate defini pentru un anumit grup și să fie o altă activitate pentru fiecare dintre grup. De la test, la choice, la lucrare, absolut toate. Mulțumesc. Deci odată ce creați grupul, puteți să împărțiți absolut orice activitate pentru un anumit grup. Jos, la toate dintre activități, veți vedea că există o fie se numește grupuri, fie restriction, restricționări, și acolo selectați niciun grup sau vă apar câte grupe sunt și ziceți, asta e pentru grupa aceea. Asta la absolut toate activitățile. Asta e deci ce am vrut. Mulțumesc din suflet. Cu plăcere. Cu plăcere și numai bine. Vă mulțumesc și eu și ne vedem joi. La revedere! La revedere! La revedere.